Nu e nicio noutate, e vorba de, pe de o parte, de grupul celor care reușesc de bine de rău, uneori mai bine, alteori mai rău, să perceapă problemele europene și internaționale în general și să le răspundă și grupul celor care nu reușesc să perceapă sau percep greșit acest gen de probleme, în genere cadrul european în ansamblu și cadrul internațional. Oricât de câte ori a fost vorba de, hai să zicem, dileme europene, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, Ponta și Antonescu, atât cât au apucat să cometeze și altceva în afară de nudurile primului ministru, fostului prim-ministru Boc, au ezitat. N-au reușit să aibă o reacție competentă în fața acestui gen de probleme. Când a fost vorba de pactul fiscal, PSD-ul a recurs la două discursuri diferite, unul din ele, aș zice, numai surprinzător, dar incompatibil cu vremurile noastre, e vorba de criticile aduse de Adrian Năstase și de Ion Iliescu, pactului fiscal, în care ei vedeau, după vechea formulă marxistă, un instrument de subjugare, mai mult sau mai puțin imperialist, mai mult sau mai puțin capitalist. Aceeași problemă când s-a pus din nou chestiunea relațiilor între România și Serbia, cu ocazia discuției despre candidatura posibilă a Serbiei la Uniunea Europeană. Iarăși, două voci diferite. Nimeni n-a reușit să perceapă problema în termeni europeni. Mai înainte, Partidul Național Liberal a ratat înțelegerea elementară a alinierii noastre sau a colaborării noastre, a parteneriatului transatlantic, cu câteva defecțiuni catastrofale care, de altfel, ne-au pus într-o situație penibilă, ideea unui referendum despre prezența în Irak, o discuție ineptă despre pericolul scutului antirachetă. Sigur, credibilitatea e la președintele Băsescu, la guvernul României. Imaginea noastră n-a fost denaturată în fond, dar apropo, acest gen de remarci au reușit să-i organizeze domnului Ponta acum câteva săptămâni o vizită de mare discreție în Statele Unite, unde domnul Ponta a reușit să ia contactul cu tot eșalonul 2, adică cu tot ce e ex, fost, nu încă sau nu prea în administrația americană.